Bin ich schon spät? Du bist genug, exakt. Bună seara și bine ați venit cu treaba probleme de matematică la geometrie. Așa, ca să prima problemă. Așa. Dintr-un punct O exterior unui plan alfa, se duce problema numărul. Deci, în ipoteză. Îți punem problema exact, hai să zicem. 36, pagina 141. 141, da? Da. Dintr-un punct O este... În ipoteză, avem O care nu aparține... exterior. Nu aparține planului alfa. Așa ce zic, da? Da. Nu aparține alfa. Se duc perpendicularele OD, OE, OF. O. Pe, pe dreptele diferite BC, CA, B. Mai cred asta. Conținând în alfa. În planul alfa. Deci BC, CA și AB aparțin planului alfa. Așa. Și... De fapt, este un triunghi. Hai să zicem, este un triunghi la bază. Cele trei puncte necoloniale formează un plan. Planul alfa. Știm asta, nu? Da. Că A, B, B, C și C, A sunt toate unde sunt? Sunt în planul alfa. Și atunci, noi înțelegem așa. Că O nu aparține lui A, B, C, uite. Așa se zice. O nu aparține lui A, B, C, care este planul alfa. Și acum, se duc perpendicularele de se duc perpendicularele OD. OD perpendiculară pe cine? Pe BC. Pe BC. Apoi O. O e perpendiculară pe CA. CA sau AC? Da, sau AC. Da. Și O e perpendiculară pe AB. Pe A, B. Și să demonstrăm relația. În concluzie. B de pătrat minus DC pătrat. B pătrat. B de pătrat. B de la pătrat. Minus DC la pătrat. Plus C la pătrat. Minus EA pătrat. Plus AF pătrat. Minus e pe pătrat egal cu 0. Asta trebuie să demonstrăm. Da. Desenăm un plan alfa și trasăm perpendiculare. Eu zic să desenăm un triunghi ABC. O piramidă, cum avem noi, ca experiență, da? Da. Deci o să zicem, știi bine cum desenăm. Pentru că toate acestea sunt în planul alfa, adică AB, AC și BC sunt în planul alfa, da? Da. A, B, C. Și ducem un punct, să zicem, ridicăm un, avem un punct O exterior. Și din punctul O, dacă am numit, s-a format piramida aceea, o știm foarte bine. Ei, acum, sigur că există unică perpendiculară din punctul O. Da. Pe planul bazei. Pică pe undeva aici. Hai să zicem O1. Dar noi ducem mai întâi, zice, OD perpendiculară pe BC. OD perpendiculară pe BC.
Ca și cum ar duce înălțimea în triunghiul O, C, B. Așa ar veni. Stop, dar nu-i trebuie. Triunghiul O, C, B nu e isoscel, nu este echilateral, nu e de nicio culoare. O, C, B este triunghiul alitare. Înălțimea din O dusă în triunghiul O, C, B, înălțimea dusă pică undeva. Pică undeva, pe BC. Poate să pice și în afară. Da? Da. Deci ea pică, știi unde pică? Acolo unde pică mai întâi perpendiculară din O pe BC, din O1 pe BC. Deci din O1, care a fost înălțimea adusă, da. Ce am zis și O1, deci O1 e perpendiculară pe planul ABC. Pe planul ABC. Picat undeva, nu știu unde. Dar știu sigur că pic undeva. Cât privește înălțimea adusă din nou pe BC, ea, aceasta, pică acolo. De pică O1. O1, cum se zice? Pe BC, pe BC, pe BC, D. Notăm cu D, ca să fie același punct, da? Deci înălțimea adusă în fața O, C, B. E O unde? E pica acolo unde o pica mai întâi perpendiculară adusă din O1 pe BC. Și anume este, iată, asta. Să duc o culoare. Aici pică. Deci O1, OD, ea este înălțimea în triunghiul OCB. Și dacă vrei, ea de unghiul format. E de 90 grade. Asta așa e de 90 grade și celălalt micuț are 90 grade. Tu trebuie să ai în minte ce trebuie să ai. OCB, hai să desfășurăm de parte. O. O. C. OCB. Și hai să așa un pic. OCB. Și înălțimea un pic așa. Asta e înălțimea. Asta e D-ul. Unghiul ăsta e complet cu vechiul ăsta. Dar în spațiu tu înțelegi că ODB ODB egal cu ODC sunt 90 grade. Da, 90. Da? ODB cu OCB. Hai să ducem înălțimea din O pe OE, pe ce am? Păi tot din O1 să ducem pe ce am. Așa, din O1 ducem pe ce am. Adică am să mă pez aici cu E. Și pică, deci înălțimea în fața A, O, C, pică acolo unde pică mai întâi asta la pică. Deci iată că sunt o parte cu galbeni, cu galbeni să zicem. Iată-o și pe O, E. O, E. Deci, avem că O, E, e perpendiculară pe A, C. Dacă aș lua fața unghiul ăsta, ți-e clar că e 90 grade și ți-e 90 grade, ai înțeles exact cum se întâmplă. Și acum mă interesează perpendiculara adusă din O pe cine? Pe AB. Pe AB. Adică e F. Din nou unde? Pică acolo într-un loc, F. Și ca să nu creăm confuzii, eu pun un pic mai oblică, știi de ce? Ca să mi da. Ca să nu fie pe aceeași linie cu cea de sus. Mm-hmm. Deci, aici, 90 de grade, și aici este punctul F. Da? Da. Și iată să o duc și pe ea. Cu un verde și înălțimea din E pe A, B,
este asta condusă cu darme. Iată că am dus perpendiculara din nou pe BC în punctul D, din nou pe AC în punctul E și din O pe AB în punctul F. Mai trebuie să arătăm că BD pătrat. BD la pătrat. Minus DC pătrat. Minus DC la pătrat. Deci BD minus DC. BD minus DC. Aici, nu? La asta se referă. Adică BC se schimbă în fel de BD minus DC. Eu nu știu dacă pe BC, BD minus DC nu se poate scrie că se cu pătrat acolo, e o problemă. Fiindcă intră DB pătrat. DB pătrat. Hai să o vedem pe DB în funcție de A, O, B, O, B și O, D. În triunghiul O, D, B. Da, care e dreptunghi. E dreptunghi, nu? Da. Unde? Unde? Am putea să spunem că DB pătrat este A... A, O, B pătrat minus O, D pătrat. De acord? Da. Hai să spunem asta. Începem în lucru. Stăm cu ochii pe relația asta să vedem cine iese. Deci... Fie triunghiul O... Demonstrație. Da? Fie triunghiul O, D, B. Nu, O, C, B. În fața lui. E toată fața aceea. O, C, B. Fie triunghiul O, C, B. Triunghiul O, C, B. În care avem O, D. O, D. O, D, perpendicular pe BC. O, D, perpendicular pe BC. Deci am luat fața asta de o parte, o avem acolo, nu mai se întâmplă. Da? De aici rezultă. Că? Că O, D. Mai întâi B, D, cât de am nevoie? B, D, pătrat. B, D, pătrat. B, D, pătrat. Egal cu O, B, pătrat. O, B, pătrat. Minus O, D, pătrat. O, D, pătrat. Și spunem în ce triunghi am aplicat pe tabără? În triunghiul O, B, D. O, B, D. Triunghiul O, B, D. După ce am rezolvat cu BD, ne ducem la DC, că avem și nevoie și de DC. DC. În triunghiul ODC. Da. Deci DC pătrat. Adică da, DC pătrat egal cu OD pătrat. Ba nu, OC pătrat. Așa, OC pătrat. Minus OD pătrat. Minus OD pătrat. Asta în triunghiul care? În triunghiul ODC. ODC. După aia avem... Adică, hai să discădem, să facem BD minus DC. BD pătrat minus DC pătrat. Trage linie și discădem. Așa, de ce are bătă aici? BD pătrat... Deci din astea două. Tu vrei să discădem așa, da? Da. Să vedem mai ușor. Uh-huh. Așa înseamnă. BD minus DC. BD pătrat. BD pătrat minus DC pătrat egal cu... O, B pătrat. O, B pătrat. O, B pătrat. Minus O, D pătrat. Așa. Minus. Minus. O, C pătrat. Da. Minus și minus O, D pătrat. Plus. Că minusul din față schimbă semnul tuturor. O, minus... Da, plus. Plus O, D pătrat. Plus O, D pătrat, da. Și cam mai departe. O, D pătrat, O, D pătrat. Să se simplifică. Se reduc. Da, și facem OB pătrat, nu sunt ce pătrat. Da, adică BD pătrat. Scriu încă o dată, eu zic că e egal. Ca să finalizăm, egal cu OB pătrat minus OC pătrat. OB pătrat minus OC pătrat. Deci, adică am rezolvat o primă chestiune. BD, hai să treci. BD pătrat minus DC pătrat. DC pătrat. Egal cu OB pătrat. Minus OC pătrat. OC pătrat. Și lăsăm așa, da? Da. Bun. Acum să ne ocupăm de următorul grupaj.
oraș. Ăsta de aici. E ce pătrat minus e al pătrat. Păi mergem în triunghiul ce e B. Unde se află eu? Pe ce? Pe acela? Pe acela. Deci în loc de parte... E A, pardon. Loc de parte în fața O, A, C. Da. S-o desen în fața O, A, C. O. A, C. O, A, C. Ducem perpendiculară. E. Și noi avem nevoie de câie. Păi mergem în triunghiul O, E, H. Deci tu zici că de practic ne ducem în triunghiul O, O, A, C. O, A, C, da. Deci fie triunghiul. Fie triunghiul O, ce? În care avem că o e perpendiculară pe AC. Sănătate. O e perpendiculară pe AC. Pe AC. Și rezultă de aici că EC pătrat da. Egal cu... Avem nevoie de EC pătrat, da? Da. EC pătrat egal cu OC pătrat minus OE pătrat. O e pătrat asta în triunghiul? În triunghiul O, E, C. Triunghiul O, E, C. De altă parte, E la pătrat. Da, E A pătrat egal cu O, A pătrat minus O, E pătrat. O, A pătrat. O, A. Da. Minus O, E pătrat. O, E, pătrat. Trag mâini niște scale metru cu metru. Da, nu mai spunem care este triunghi. Spune-mi, spune-mi. În triunghiul O, A, E. O, A, E. Așa. După aia, trage mâini și le scădem. Da. Ba nu le adunăm. Ba nu, nu se le ridicăm. E, C, pătrat, minus E, A, pătrat, egal cu O, C, pătrat, minus O, E, pătrat, minus O, A, pătrat, plus O, E, pătrat. Minus O, A, pătrat, și plus O, E, pătrat, știi de ce s-a întâmplat? Da. O, E, pătrat, cu O, E, pătrat, se reduc. Da. Și o să rămână O, C, pătrat. O, C, pătrat. Minus O, A, pătrat. Minus O, A, pătrat. O, A, pătrat. Și o să scriu de desubt, sub asta de sus. Da. E, C, pătrat, știi și tu tot la fel. Da. E ce pătrat minus ea pătrat. Așa, minus ea pătrat egal cu o ce pătrat. O ce pătrat. Minus o a pătrat. O a pătrat. Bun. Ne trebuie a, e și e, b. A, e și e, b. A, e și e, poate a, e, mă. E o greșeală manuală. Da, A, F și F, B. Sigur că A, F și F, B. Da. Dacă cum e manual A, F? Da. E dictat greșit. Nu, am zis F. Așa a scris eu prost. Da? Bine. Da, a scris F. Bun, excelent. Eu am zis prost. Aha. Și mergem în triunghiul O, A, B. Așa. Deci în triunghiul O, A, B. O să avem. Triunghiul. Iar acolo sunt triunghiul O, A. Nu avem. Da. Fie. În care avem O, E perpendiculară pe A, B. O, E perpendiculară pe A, B. Rezultă de aici că E, B pătrat. Deci E, B pătrat. Pătrat. Egal cu O, B pătrat. Dar nu te vreau să fie mai întâi AF pătrat? AF. Știi, AF, dar... Da, în AF. Am mergem în AF. Nu mai. Am nevoie de AF minus F. Și scriu mai întâi pe AF.
AF pătrat egal cu OA pătrat. OA pătrat, da. Pătrat minus OF pătrat. Minus OF pătrat. Și în ce triunghi am văzut-o? Triunghi OAF, da? Da. După aia FB FB pătrat egal cu OB pătrat minus OF pătrat. Minus OF pătrat. Minus OF pătrat, da? Da, în triunghiul FGO, da. După aia tragem linii de scădere. Și o să rezulte AF pătrat minus FB pătrat egal cu OA pătrat minus OF pătrat minus OB pătrat plus OF pătrat. Plus OF? Pătrat. OF pătrat cu OF pătrat să revoc. Da. Și o să fie OA pătrat minus OB pătrat. OB pătrat. Și AF, și să scriem în sus, AF pătrat minus FB pătrat egal cu OA pătrat minus OB pătrat. Tragem din acele două și le adunăm. Deci că pe prima, cu a doua și cu a treia relație. Da. BD. Da, BD la pătrat. Minus 10. Minus 10 pătrat. Da. Eu am scris de așa, mi-e aici. Da? Da. Deci, tu scrie eu. Vede pătrat minus 10 pătrat. Da. Trebuia să ne scrie toate trei unei sub altele. Da. Ia scrie întâi. Că așa, ca să ne are treaba cum trebuie. Deci, cele trei de copii. Fața O, B, C, O, A, C, O, A, B,
Am dus înălțimile în cele trei fețe, în cele trei triunghiuri, pică undeva acolo și am dus. Vrei pe DB, încep DB, pătrat, în triunghiul DB, DB pătrat este O pe pătrat minus O de pătrat. Vrei și minus CB, CD? Păi, în triunghiul OCD avem OC pătrat minus OB, OD pătrat. OD cu OD se reduc aici în șmecheria și se reduce DB pătrat minus CD pătrat la OB pătrat minus OC pătrat. Da? DB pătrat minus OB pătrat minus OC pătrat. În cealaltă față, la fel, se întâmplă pică undeva într-un punghie. Da, și OC pătrat minus OA pătrat. Egal, se reduce cu OC și cu OA. Da. La fel în triunghiul OAB. Deci problema mergea și fără să ne punem problema unde pică unde pică în fiecare fețe înălțimile acolo pe în triunghiul acela. Nu era cazul neapărat să facem asta. Pur și simplu mă operam, Pitagora a fost, hai să zicem, a fost Pitagora și într-o parte și în alta. Și am făcut acolo să reduce o de la asta, nu are niciun rol acolo la scădere, să reduce la mâchii. În final, totul este la îndemână, da? Da. Hai să vedem și o altă. Și trece figura. Deci n-a fost foarte, foarte grea, dar trebuia să avem curaj, să înțelegem problema mai importantă. Să înțelegem că e vorba de niște înălțimi duse în fețe pe laterale, da? Asta la și odată problema înțeleasă, n-a fost decât o chestiune de aplicat pe tabura de două ori în fiecare din triunghiul acel, nu? Asta a fost. Acum ne urmărește și ceva anul ăsta mai devreme, de la, din Alba Iulia. Celălalt ca să mi-a zis și vă, vă urmăresc, vă mulțumesc pentru lecțiile care le faceți. Am lucrat. Și am rugat să urmărească și mulți colegi care sunt. Sunt colegii care poate n-au dat peste prof online și s-o fac acum. Și trebuie să facă ce lucruri foarte important, îi spun că like și share. Like și share. Că în felul ăsta ne ajută și pe noi, cu cât mai multe like-uri, cu atât mai bine, se răspândește mult mai bine și ajung din întâmplare, nu? Să dea și cei care nu știu de profe mai, care ajung acolo și deranjează live respectiv, s-a uitat cu mult drag. Așa. Da, și acum să formez și cealaltă problemă. O problemă care am făcut-o în clasă, dar nici doar profesora noastră nu a reușit să o facă. Bă, tu mă speri de la bine acum. Tu știi ce înseamnă asta? Îmi vine să închid ca abia să fugă la pentru că eu o citesc pentru prima dată. Profesorul a avut șansă să fie uitat de acasă. Eu m-ai prins acum, dar dacă n-am să o pot face, o să te super foarte tare? Nu. Nu o să super. Asta e lucru. Ne sunem prieteni. Da? Să ne sunem prieteni, da. S-ar putea ca un prieten să știu problema asta să o fac. Dar acum n-am decât șansa să mă mobilizez foarte tare. Să văd dacă reușesc să înțeleg. Deci, A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim, cub. Ne poate da. Păi, e început ușor. E de un cub, nu? Deci, nici poate, da? A, B, C, D. D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim, cub. Cub. Acum, ai zis cub. Eu ce știu aici? Toate fețele sunt pătrate, mânchile laterale sunt... Toate mânchile sunt egale, da. Și la bază, și la laterale, și tot așa. Cam asta ar fi la cu, da. Bun. Și mai avem A, ce intersectează B, D, punctul O.
face, intersectează vede, îi dau punctul, mulțimea formată de punctul ori. Iar punctul mâi este situat la centrul de greutate al triunghiului BHB'. Mă, scriu și un centru de greutate pentru triunghiul BHB'. Și să arătăm în concluzie că să arătăm de primo perpendicular de primo perpendicular pe planul AMC. AMC. De primo perpendicular. Păi desenăm un cub. Păi că asta, cu încredere că poate, poate merge din problemă. Un cub, știi bine cum îl facem. Fiind vorba de reprezentare. Ca un patrogram la plasă. Deci avem A, D, C, D. Se vede asta parcă. Ăsta două nu se văd. Și acum am să zic perpendicularele. Nu prea mare ce să fie cât asta, aproximativ așa. Așa. Deci, pătrate. Mediane era dus pe-aia. Da?
Nu, hai să zic o 1 aici, Adi. Pentru că o am notat jos. Și acum cu o 1 să notăm pe fața asta, pe ce prin de prin. Da? Am dus. Dar iei fața de o parte, cum am luat eu. Nu, încerc și tu la fel. Da. Ca să avem... Dacă după ce avem noi mai multe informații, o să vedem un pic mâul ăla. Că până la urmă trebuie să ne facem cu mâul aici. Așa. Deci una din mediane este BO1. BO1, da. Una din mediane e BO1. Adică ducem diagonala B prin C care ne interesează și cu C prin B, cu C prin B, cele două diagonale duse se întâlnesc în punctul O1. O1. Și BO1 este una din mediane. Și acum ar trebui să mai duc încă o mediană, fie din B, fie din, din C. Suntem într-un iugare. B, C. Și dacă duc două mediane, ar trebui și pe acolo. Și îl găsesc pe M. Pe M, da. Păi din C să ducem și implică perpendicular pe B. Nu. Unește vârful cu mijlocul. Da, și implică la mijlocul B prin B. Asta e mediană. Da. Deci, luăm mijlocul, unim cu C și să înțeles că ăsta e punctul M. M ăsta are calitatea că e pe fiecare din mediane la o treime din bază, adică M1. M1 este o treime din toată BO1. Și la fel, să zicem aici, ce... C2. Hai să zicem C2 așa. MC2 este o treime din toată C2C. Da? Da. Deci o treime de bază și o treime de vârf. Adică dacă ar fi să mă gândesc la MC, ar fi două bucăți din... din toate cele care este C2, din mediana C2. Două bucăți sunt deasupra și una de dedesubt. Mi închip ca și împărțim în trei și două sunt deasupra și una de dedesubt din partea C2. La fel și din B1. Facem și noi asta pe figură? Facem și noi asta pe figură, nu știu. Eu am să duc, știi, mai mult îmi convine în triunghiul B prin C, B, să duc din B, AD. Că dacă duc din C, pe mediană, pică și ea la mijloc. Dar de unde am pus-o? Din C. Alo? B, C, B prim.
Și să vedem ce ne spune problema. Trebuie să arătăm că de prim O, de prim O, perpendicular pe planul A, M, C. Pe A, M, A, M, C. Adică problema e foarte tare. Pe planul A, M, M e în planul B, C, așa, și de prim O. Hai să vedem pe de prim O. Perpendicular pe planul A, M, C. Ca să-l creezi cu imagine cât de cât. Uite, pe M cu A, când îl unesc, duc un pic curbat așa. Deci, pe A cu M când am unit și A, M, C. A, M, C. Așa. A, C. Și din M, încă o dată așa. Și unii pe A, ce... Pe A, ce-i... Dar da, să faci e unii, da. Da? E și acum... De prim O, perpendicular pe A. Așa. Noi la școală am demonstrat ce triunghiul ăsta e foarte greu de înțeles. Din păcate. Are un vârf în mână, de aceea vine așa. Pleacă de aici, în față, până duce așa, și prima cât e jos, în planul de jos. Deci e un triunghi pe care acum nu ce pot da. Figura. Nu pot figura pentru că... Da, așa ne-a făcut și la școală, dar numai că pe M l-a luat foarte sus. M este aici localizat, l-am prins așa, deoparte, da? Dar tu trebuie să înțelegi că noi avem... Da, vine o dată așa, așa, și după aceea... Și tu pe baza de jos, da? Dacă aș folosi o... Să ne închipuim că aceasta ar fi un pătrat, i-ar fi fața asta de aici. Da. Și jos aș avea o altă... Uite, jos. Așa avea un alt pătrat. Da. Atunci, M-ul, M-ul este undeva pe fața asta laterală. A-ul este aici. Deci vine M aici. Și M în colțul ăsta. Uh-huh. Deci A-ul este aici. C-ul este în partea asta, da? A-ul este aici, C-ul este în partea asta. AC-ul este pe baza de jos, AC-ul. Vezi, AC-ul da. E pe planul de jos. Pe M l-am localizat noi pe aici undeva. Unim pe M cu C. Și pe A cu M. M cu C și pe A cu M. Da. Mă știu că este pe linia asta, pe diagonala asta a feții, BC prim. Că diagonale se vin să prezente pe clar și este un pic mai jos, la o treime. Și apare triunghiul CMA. CMA. Da, este un triunghi. Și acum, O este aici pe intersecția diagonalelor. Și trebuie să arătăm că de sus, de sus, de prim, de prim O, de prim O, este perpendicular pe planul acesta care
Am vorbit noi. Da, D prim O e perpendicular pe AC, că face, că AC e perpendicular, că AC face parte din planul A, B, C, D. Stai să o secundă, cred că ai o idee bună aici. Deci tu spui că D prim O e perpendicular pe AC? Da. Din ce motiv? Pentru că AC e perpendicular pe BD. Pentru că AC e perpendicular pe BD, da? Da. Și, și O aparține planului ABCD situat ca fiind situat la mijlocul OAC. Atent, stai că o chestie foarte tare tu o spui aici. Deci, tu spui că A, că D prim O, pare să fie perpendicular pe AC. Da. Eu sunt aproape de acord cu tine, dar trebuie să mă insistăm. Cum să ți se pare ție planul D, B, B prim, D prim? Deci D prim, D, B, B prim, D prim. Este un plan, un fel de plan diagonal. Nu așa? Apare. Da. Deci D prim, D, B, B prim, apare ca un plan diagonal. Și el este perpendicular pe planul bazei ATCD. Da. Adică AC, AC e perpendicular pe D prim, D, B, B prim. Da, dar numai că DO, D prim O, s-a făcut în planul D, B, B prim. Sigur că da, și dacă AC e perpendicular pe planul D, B, B prim, D prim, rezultă de aici că și D prim O, și AC, că AC e perpendicular pe orice dreapte din plan, adică și pe D prim O. Perfect. Invers, acum D prim O e perpendicular sigur pe AC. Deci foarte tare e gândit aici. Deci este așa, AC e perpendicular pe planul D, B, B prim, D prim, iar cum D prim O e inclus în planul acesta, înseamnă că AC e perpendicular pe orice dreapte din plan. Dacă e perpendicular pe orice dreapte, și pe D prim O. Păi dacă D prim O e perpendicular pe AC, atunci mai trebuie să mai așteptăm că D prim O e perpendicular și pe o altă dreaptă din planul ACM. Păi cum? ACM e alt plan. Deci deocamdată am arătat că D prim O e perpendicular pe o dreaptă din planul AM. Pe AC. Da, pe AC. Putem să aflăm că ar fi B, ar fi BO perpendicular pe AM. BO. Pe AM. Perpendicular pe AM. Că avem, că avem DB perpendicular pe... Deci BO tu observi că ar fi perpendiculară pe planul, pe dreapta AM, ce motiv ai? Avem un... pe planul D, B, B prim, D, e un... Din clipa asta, trebuie să ne concentrăm tare, foarte tare, la poziția lui M. Nu degeaba e centrul de greutate. Deocamdată... Chiar pe aia nu am folosit-o. Deci nu, dacă nu folosim și chestia asta, aproape nu reușim. Deocamdată avem pe D prim O perpendicular pe AC. Ne mai trebuie D prim O perpendicular pe o altă dreaptă din planul AMC. Și dacă cele două sunt concurente, înseamnă că... Pe MC cred că ar fi. La o treime de bază, două, trei. Așa, deci MC sau MB, tot așa, e două treime și alaltă o treime, C
Cred că aici trebuie să insistăm foarte tare pe pe mână, neapărat trebuie să tragem de mână și să vedem ce, ce reușim. Păi, tocmai am zis că atunci și cum îi perpendicular pe planul, îi perpendicular pe bumbul prim. Cum? Perpendicular. Pe bumbul prim la mijloc, fix la mijloc. Deci, dacă BM a fost perpendicular pe B prim C la mijloc și este abstract, știm că este da, și B prim M perpendicular pe B C tot la mijloc. B prim M perpendicular pe B C tot la mijloc. Și mediane. Da, mediane. B prim M perpendicular pe B C la mijloc. Dar de unde știi perpendicular? N-am de unde să știu mai arde. Uite, că e dreptul ghisoscel. Uite, B prim... E dreptul ghisoscel. B prim... Dacă o duc așa, nu mai poate fi perpendicular pe BC. Că nu mai e B prim de perpendicular pe BC. Păi n-am zis că dreptul B prim BC e isoscel. Am zis. Și atunci... Și într-un triunghi social, mediana devine și bisectoare și înălțime și de toate. Dar unde e unii triunghi social? Cu B prin B, cu B, ce? B prin B, ce, da. Da, păi. Și eu acum am dus din vârful, din B prim, unde e, nu mai este asta cât asta. B prin C cu B prin B nu mai sunt egale. Că un B prin C este o ipotenuză. Iar B prin B este o catetă. Triunghiul B prin BC este dreptunghi isoscel. Da? Este dreptunghi isoscel. Însă nu mai am niciun motiv. Nu e mediana asta, dar nu e pică perpendicular. Nici să vede unde, unde pică înălțimea din B prin BC. Chiar în B. Când e pătrată asta figura. De acord cu asta, da? Și atunci, și ce e mediană? Și ce e mediană? Mediană și pică la mijlocul B prin B. Asta sigur. Și, mai trebuie, și trebuie să mai arătăm că ce M ar fi perpendicular pe B prin B. Și dacă C M e perpendicular pe B prin B, atunci ar fi perpendicular pe orice dreptul din plan. Deci ce M e perpendicular pe? Nu, trebuie să demonstrăm că ce M să fie perpendicular pe B prin B. Pe B prin B. Ce M pe B prin B. Nu poate să fie. B prin B e perpendicular pe BC. Da. B prin B e perpendicular pe orice dreaptă din, plan. Din planul ABC. Din ABCD. Și B și C, M, când duc C, M, poate fi perpendicular pe B prin B, pentru că C este una, un punct din planul C ce prin B, B prim, iar unghiul ăsta B prin B, din ce perpendicular pe B, B prim, din C, pentru că pe B, B prim pică în B. Aici e pătrat figura asta. Da. Și tu spui că C mână, ce M să fie perpendicular pe B pe prim. E scurs. Da? Ce M nu poate să fie perpendicular. Ce M în prelungire imediat la CC2. Și nu poate fi perpendicular pe B pe prim. E scurs asta. Deci, ne întoarcem.
Noi trebuie să arătăm că D prin O e perpendicular pe o dreaptă din triunghiul AMC. AMC pe AC am arătat. Mai trebuie să fie perpendicular pe o altă dreaptă din AMC. Dar fără să folosim o treime de bază, două treime de vers, toate chestia asta, nu vă prea și trebuie să fim foarte atent la poziția punctului M. Da? Deci punctul M trebuie să fie cel care să ne sprijine în demersul nostru. Să vedem cum putem rupe problema asta. Avem vreo șansă să arătăm că de primul ar fi perpendicular pe AM? De primul perpendicular pe AM, deci dacă am avea sau AM perpendicular pe de primul. Da, sau așa. Ar însemna că s-a rezolvat problema. Înseamnă că s-a rezolvat problema. Deci, de prim O să fie pe primar pe AM. Dar noi știm că de prim e perpendicular pe tot planul ABC. Sigur că da, e una din unii, de prim pe ABCD. Și triunghiul A, M, C nu face parte din planul ABC? A, M, C. Nu e inclus în planul ABC? ABC, nu. Că M e pe fața asta. Deci pleacă de aici și înțeapă fața. Într-un punct. Fața care? B, B prim, C, C prim. Deci nu suntem în planul de jos. Deci M e pe fața B prim, B, C, C prim. Și este undeva față de intersecția diagonalelor mai jos un pic, cu o treime din toată din B O prim. Adică eu aș putea să o aflu pe să zicem O prim O. Nu? Oprim O1M. O1M este O1M asta este o treime din toată B-ul O1 și a din B-C-1 este o treime pe 2 o șesime. Deci M, O, 1 este o șesime din B, C, prim. Dar la cine ar folosi? Așa. M, C. Deci pe M, C. Așa putea să o aflu ca mărire. MC. Deci dacă ne ducem în triunghiul ăsta, B prin C, B, MC este două treimi din toată mediana, din C, 2, C. Așa a zis la o treime de bază și două treime de vârfuri. Ea o pot afla ca, în triunghiul ăsta C, 2, B, C. Știu că asta e jumătate din latura L. Asta e L. Aș afla o treime și fac două treime. Dar la ce îmi folosește mie? Din clipa în care știu triunghiul, știu latura M, C, o știu și pe AM. O putem afla și pe AM. De unde o pot afla pe AM?
în triunghiul ABM. Doar că aici încă e dreptunghi. E dreptunghi când ABM, e dreptunghi în B. Da? Când AB e perpendicular pe planul ăsta, e perpendicular pe dreapta. Și o să aflăm și pe AM. Aflu pe AM, aflu pe MC, o să aflu și pe AC. Cumva triunghiul acela să fie dreptunghic. Că dacă știi toate laturile, toate laturile, și verificăm pe bidalurile, ce trebuie să facă la... Să faci. Să vedem dacă asta ne-ar satisface într-un fel, dacă ar fi o idee interesantă. Da. Hai să încercăm să muncim, să vedem ce se întâmplă. Că nu degeaba mâi este centrul de greutate a triunghiului BB'C. Încă o dată. Vreau să aflu pe MC în figura. Tot ce vezi tu aici, pătratul de aici, l-am arătat mai aici. Da? Păi, în cazul că acolo pe MC, ne ducem în triunghiul 2 cu G. Așa. Deci în triunghiul, hai să zicem. Dar nu triunghiul. Dar nu demonstrăm mai întâi cât primul e perpendicular pe acest? Asta o avem făcut, e treabă simplu, dar acum să vedem că ne agățăm de ce lucru important. Ne agățăm de faptul că posibil ca triunghiul ăla A, M, C să aibă o anumită calitate, să fie triunghi dreptunghi. Poate acel lucru să ne fie de folos. Dar să vedem. Da. Ca să exploatăm pe vânt care este la o treime de bază și două treime de vânt. Da? Deci cum facem? În triunghiul? În triunghiul cât doi cu C. C, 2, B, C. În C, 2, B, C. Avem o... Da. Putem să zicem că avem B, C egal cu L. B, C egal cu L, latura pătratului. Măsura unghiului C, 2, B, C egal cu 90. Măsura unghiului C, 2, B, C egal cu 90 de grade. Și BC2. Și BC2 egal cu? Cu tocula. LP2. LP2, da. LP2. Din toate trei. Deci, pe mic, o porție de mine. Și zicem că zicem CC2. CC2 la pătrat. La pătrat egal cu BC la pătrat. BC pătrat. Plus B, BC2 la pătrat. BC2 la pătrat. Și egal mai departe. Egal cu locuim pe BC, L la L pătrat. Plus L pătrat pe 4. Așa, pe numărul B2 la pătrat. L pătrat pe 4. Și egal cu... Atunci, la cealaltă mișoare? 5 L pătrat pe 4. Pe 4. Asta este CC2. De unde e numai simplu CC la pătrat? Da. CC2 e simplu. Acum, radical din 5 L la 2 pe 4, adică radical... L-ul iese de sub radical. Da, și o să avem radical din 5. L radical din 5 pe 2 de lată. Radicalul și din numărător și numitor. Da, radicalul din 4 pe 2, da? CC2, l-am aflat. Dar numai ce în mână? Păi, 2, 3. Din CC2, hai să zicem. C mă egal cu 2 pe 3. Ori. CC2. Radical din... CC2 și egal cu 2 pe 3. Egal cu L radical din 5 pe 3. Corect. Pe 2 cu 2 se simplifică și face L radical din 5 pe 3. Și cu asta l-am aflat de cine? L-am aflat ce pe... Ce mă? Bun. Am pus să-l aflăm și pe... Ce mă l-am aflat? Să-l aflăm și pe A... Ce? A, M. Ca ce? O luat în unul repede. Hai să zicem de altă. Păi zic, ce mă l-am aflat? A, C egal cu... L radical din... L radical pe 2, când e la mână. L radical pe 2. Iar A, M, egal cu... Ba nu, ba da, A, M. Așa. Egal cu 1 pe 3. A, M. Atenție. A, M, ne ducem în triunghiul A,
AB. Avem AB egal cu L. B, M, L. B, M, atenție. Fără. B, M, E, două, treimi. A, din... Din C, din B, C. 1. Că-i două, treimi. Păi atunci, L, radical din 2. Deci, este B, M. Dar B, radical din 2, 3. L, radical din 2, L radical din 2 toată. Da. Și noi luăm din jumătatea ei. Din, deci este 2 treimi. Hai să zicem așa, 2 treimi din BO1. BO1. Nu? Din 2 treimi din BO1. Iar BO1 egal cu jumătate din diagonală, din radical din 2. Deci egal cu 2 treimi din L radical din 2 pe 2. Da? Deci BO1 este jumătate din BC prim, din L radical din 2. Și acum... Păi L radical din 2 pe 3. L radical din 2 totul pe 3. Deci avem pe B, avem pe AB, care e L, și atunci putem zice că AM pătrat, da, AM, ca acolo trebuie să zice, da? Da. Și, da. AM pătrat. AM pătrat egal cu AB pătrat. Așa, AB pătrat. Plus BC pătrat. Plus B? B, M, pătrat. Plus B, M, pătrat. Și egal cu L. L pătrat. L pătrat plus L la 2 L pătrat. Exact. 2 L pătrat. L pătrat pe 9. Pe 9. Vă amplificăm cu 9 și o să fie 11 L pătrat. 11 L pătrat. Pătrat pe 9. Pe